Dragi prieteni, astăzi, de ziua mea, vreau să vă ofer eu vă un cadou. În aceste vremuri, când mulți dintre noi sunt încercați, au probleme profesionale, personale și chiar de sănătate, vreau să vă ofer o rază de speranță. După cum știți, viața mi-a oferit multe surprize, plăcute, dar și neplăcute. Am fost încercat de multe ori, și mai ales atunci când mă așteptam mai puțin. Am trăit în înalta sfera elitelor, am condus județul Iași în calitate de prefect, pentru ca mai apoi, nevinovat fiind, să fiu îngenunchiat și să fiu coborât pentru 3 ani în hrubele societății cu ultimii criminali, hoți și violatori. Mulți m-ați întrebat cum de-am rămas întreg la minte și cum de-am trecut peste această experiență. Este pentru prima dată când răspund. Am supraviețuit cu ajutorul lui Dumnezeu, a familiei mele și a unor învățături vechi. Am tăcut pentru că am considerat până acum că nu am nimic important de spus. Dar un om pe care îl respect enorm mi-a spus: Radu, dacă ai o soluție, atunci ai o misiune, o obligație sfântă față de cei din jurul tău. Trebuie să le oferi această soluție, să le arăți cum te-ai ridicat, cum ai mers mai departe. Oamenii au nevoie de ajutorul tău, de ghidajul tău, învățăturile pe care le-ai primit, experiența pe care ai trăit-o, trebuie să o împărtășești. Ceea ce ai primit, tu trebuie să dai mai departe. Astăzi, rup tăcere. Sunt pregătit să mă expun din nou, să reintru din nou în lumina reflectoarelor. Vreau să vă povestesc cum am trăit între lei, dar și cum am supraviețuit între hiene. Să vă povestesc cum m-am descurcat eu, cel mai bun și cel mai tânăr prefect, în penitenciarele din Iași, Botoșani, Vaslui și Codle. Să vă povestesc cum am trecut cu bine peste divorț, cum am trecut cu bine peste un faliment, cum am început o viață nouă în Marea Britanie, pentru ca mai apoi să fiu nevoit să revin în România, unde să o iau iar de la capăt. Cum m-am reinventat și cum am mers mai departe. Sper că aceste povești să vă ofere speranță. Nu vă dau sfaturi. Eu cred mai mult în procesele de coaching. Cred că fiecare dintre noi are problema, dar și soluția închise bine în sine. Am învățat că nu există un om care să nu cadă. Cu cât ești mai sus, cu atât căderea va fi mai grea. Și mai ales nu există o limită a acestor căderi. Acest proces, viața, nu se termină. Trebuie doar să spui o rugăciune, să te scuturi, să te reinventezi și să mergi mai departe. Vreau prin poveștile pe care vi le spun să vă ghidez, să vă dezvoltați personal, să vă construiți și să vă dezvoltați un brand puternic personal. Și apoi, cu acestea, să vă trăiți visul. Eu asta fac acum. Îmi trăiesc visul. Mâine vă voi spune care este visul meu. Până atunci, urmăriți-mă pe YouTube, pe Facebook și nu uitați. În fiecare zi ne reinventăm și mergem mai departe. Toate cele bune!